Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War, Rome 2. Astăzi va trebui să înfrângem armata asta rebelă. Asta o să fie partea cea mai dificilă. Au niște trupe destul de bune. Eu voi primi întăriri, dar și ei vor primi întăriri. Și va trebui să formez o linie defensivă super rapid. Totuși, cred că mă voi descurca, sau cel puțin asta sper. Vom vedea cât de curând și să începem lupta. Ok. Acum să-mi poziționez armata. Vom sta pe aici, încât să-mi vină și cealaltă trupe și după să mă poziționez rapid în zona asta. Așteptăm puțin. Așa, văd că vin și cealaltă trupe. Bun. Pentru început, va trebui să-i sortez, iar asta o să fie partea cea mai dificilă. Cum naiba pot sorta eu trupele astea? Așa, teoretic, trupele astea nu vor reprezenta cine știe ce probleme pentru inamici, dar în secunda în care se vor apropia suficient de mult, ei bine, atunci vor începe problemele. Trupele astea trec acolo. Trupele astea sunt aici. Și mă vor putea ajuta într-o mulțime de situații. Flancul ăsta cred că este destul de slab. Deci voi fi forțat să trimit întăriri. Nu este neapărat cel mai puternic flanc al meu. Flancul ăsta este foarte puternic. În schimb, flancul ăsta este destul de slab. De aceea are și susținerea cavaleriei. Cavaleria se va ocupa de trupele astea. Ok, le vedem oamenii. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like, asta mă ajută enorm. Și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât vei posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Ok, cred că le omorâm generalul super rapid. Cred că se duce generalul lor imediat. S-a dus. Cred că la asta nu se așteptau și acum trebuie să încetinesc timpul, încât să-mi pun oamenii să atace. Ideea mea principală este să-i încercuiesc, dar mai întâi trebuie să-i opresc aici pe loc. Asta o să fie partea cea mai dificilă. Așa. Trupele mele se vor pune pe treabă și vor ataca. Iar cavaleria mea așa, am început deja atacul. Și cred că trupele mele se vor descurca. Bun, în principal, frontul s-a format. Mai avem câteva trupe care încă atacă de la distanță, dar vom trimite soldații după ei. Și foarte curând vom trimite și cavaleria după inamici. Dar până vom putea face treaba asta, va trebui să stabilizăm linia frontului. Bun. Cei doi generali vor rămâne pe aici. Advance at speed. Melee infantry,
Ok, deja putem începe să facem câteva mișcări. Trimitem trupele să flancheze. Asta o să fie partea cea mai interesantă și partea cea mai juicy, în opinia mea. Avem aici două unități de Velites. Și va trebui să ne mișcăm cu trupele astea. Bun, deja începem să flancăm. Și de aici vom avea parte de o victorie relativ rapidă. Mult mai rapidă decât mi-aș fi dorit sau mi-aș fi imaginat. Unitățile astea de Velites vor veni până aici. La fel și unitatea asta. Și după cum vedeți, deja putem face o mulțime de mișcări și putem să câștigăm teren în fața inamicilor, ceea ce este absolut grozav. Trupele astea vor câștiga lupta. Este aproape imposibil să nu câștige lupta. Și din momentul ăsta pot spune că lupta s-a încheiat. Deja nu mai au nicio șansă. Acum îi putem încercui ca lume. Dar treaba asta va dura puțin. Aruncăm cu sulițe în ei. Asta cred că îi va forța să se miște. Ok, și vor pierde trupe. Se pare că avem niște trupe care se tem oarecum. Trebuie să ne asigurăm că nu o să ne fugă oamenii. Asta ar fi cel mai nasol lucru pe care l-aș putea păți. Le eliminăm generalul cât de curând. Și cât de curând le vom lovi trupele peste tot. Băieții ăștia vor ataca pe aici. După cum vedeți, Velites îi omoară pe băieții ăștia în ultimul hal. Nu prea au cine știe ce șanse, iar triarii fac și ei niște lucruri destul de bune. Îi elimină foarte, foarte rapid pe inamici. Ok. Bun. Trebuie să ne mișcăm trupele. Ceva de genul, iar victoria ne aparține în general. Mai au 2-3 trupe. În principal nu mai au cine știe ce. Victoria cred că este asigurată. De fapt, nu cred, sunt absolut sigur. Chiar nu mai au cum să-și revină din așa ceva. Velites vor veni până aici. Trupele astea se vor concentra pe unde mai pot ataca și ei. Ceva de genul. Toată lumea se va mișca. Și în general victoria mea aparține aici. Va trebui să ne mișcăm. Așa. Ne vom concentra pe acolo.
Și vom vedea dacă putem captura artileria de aici. Ceva de genul. Oricum, victoria mea aparține. Cei doi generali sunt în siguranță. Să omorâm pe băieții ăștia, care acum încearcă să fugă. Dar cu siguranță nu aș vrea să-i las. Nu, nu, nu. Ceva de genul. Și victoria ne aparține. A fost super greu să obțin victoria asta, dar cu siguranță s-a meritat. Iar acum cred că mă pot retrage de pe câmpul de luptă în mod oficial. Bun, se pare că am luat și ceva captivi. Și captivii ăștia vor deveni sclavi. Bun. Se pare că un agent de-al meu și-a revenit. Să mă uit pe aici. Avem un general care poate trece pe câmpul de luptă. Personal, aș vrea să nu aduc un general de-al meu. House of Cornelia. Și să vedem ce putem face pe aici. Cine este băiatul ăsta? Foarte bine. Dictatorul a fost rănit. Sfinte, asta chiar nu e ok. Și între timp, eu să mă asigur că oamenii mei vor avea niște poziții mai bune. Putem aduce câțiva oameni. House of Junia. Dar nici urmă de House of Julia. Deși cred că îi voi putea aduce de partea mea foarte ușor. Totuși, ne vom mișca. Continuăm asediul. Și mai aducem aici o armată. Ok, foarte bine. Destul de bine. Iar acum cred că putem reduce efectivul de trupe. În principal, războiul s-a cam încheiat. Spre exemplu, aici putem face ceva de genul. Aici facem ceva de genul. Se pare că am luat artileria lor. Asta este chiar tare. Nu mă așteptam să le iau artileria. Dar, sincer să fiu, cred că este ok. Sunt destul de mândru de rezultat.
Agentul meu va încerca să îl asasineze pe băiatul ăsta, deși aparent nu putem. Ok, asta nu-mi place, mi-aș fi dorit să-l pot asasina. Și acum trebuie să reduc efectivul ăsta de trupe într-un mod cât mai ok. Probabil voi avea nevoie de alte trupe. Oricum am destule armate. Am mai multe armate decât aș avea nevoie, teoretic. Dar mai bine să ai decât să nu ai. Sau cel puțin, asta este părerea mea. Așa. Armatele astea se vor ocupa de anumite provincii. Am și eu o flotă pe undeva. Și din fericire nu voi avea probleme prea curând. Să ne mișcăm. Vom merge în direcția asta. Și cred că de aici vom fi în siguranță. Ultimul teritoriu va fi și el capturat relativ curând. Și momentan cred că trebuie să pregătim o nouă armată. Mă voi gândi eu exact ce vreau să fac. Probabil vreau să iau Spania. Ăsta ar fi un teritoriu tare mișto de capturat. Le declarăm război. Nu au cine știe ce trupe, deci cred că voi putea captura teritoriul fără probleme. Și de aici mă voi putea extinde. Foarte, foarte bine. De aici mai avem un teritoriu pe care îl putem captura și după cred că voi putea să mă retrag în liniște. Și poate voi avea nevoie de un nou spion. Spionul ăsta și-a făcut treaba, dar ce v-am spune că nu va mai trăi fantastic de mult. Asta chiar ar putea să fie o problemă. Totuși, noi avem destule chestii de făcut. Să mă uit pe aici. Evident, o mulțime de legiuni au câte ceva de primit pe aici. Să ne uităm. Unul din generali va putea primi și el câte ceva. Bun, Clemenzo și băiatul ăsta va deveni un comandant. Da, cu siguranță va deveni un comandant. Charge bonus. Și să mă asigur că toată lumea va primi câte ceva. Cred că toată lumea a primit suficiente chestii. Agentul ăsta va veni și el pe aici. Și cred că deja am făcut destul de multe chestii. Acum voi putea încheia tura liniștit. Și cu siguranță asta voi face. Ok, un inamic a fost rănit. Iar dictatorul meu va putea să fie înapoi generalul armatei. Ei bine, cred că deja are o vârstă, nu vreau să-l mai pun pe câmpul de luptă prea des. Aș prefera să evit chestiile astea. Să vedem dacă îl putem asasina pe băiatul ăsta.
Aici cred că voi aduce un general. Avem aici politicieni. Ei bine, cred că toți trebuie să servească măcar puțin. Va prinde aici o mână de mercenari. Și cu siguranță va putea să facă câte ceva. Ne vom mișca. Și armata asta va merge până aici. Pentru că vom ataca și teritoriul ăsta. Trebuie să iau cât mai mult din Spania. Și cât mai rapid. Putem să încercăm pe aici să asasinăm din nou. Cowards die many times. Men are masters of their fates. How can I never tire in service to Rome. Ok. I swear I will not fail again. Tot a eșuat băiatul ăsta, nu-mi explic cum a putut eșua de așa de multe ori. Totuși, cred că ne vom descurca noi pe aici. Aici avem ceva garnizoană, nu cred că avem o garnizoană. Aici, fiind 4 unități, mă aștept să nu reprezinte o problemă. Totuși, cu siguranță am și alte lucruri de făcut. Mergem și atacăm provincia asta. Foarte bine. Teritoriile noastre au fost întregite. Iar acum să mă gândesc ce vom mai putea face. Cu siguranță trebuie să ne instalăm foarte bine în peninsula iberică. Treaba asta s-ar putea să dureze puțin de tot. Nu de alta, dar vom avea nevoie de trupe. Trupe auxiliare s-ar putea să fie utile. Dar, de asemenea, cred că putem construi o baracă. Și vom putea recruta chiar trupele noastre. Care sunt, în general, destul de bune. De asemenea, provincia asta nu are o armată. Una din cele două armate va pleca până acolo. Cred că băieții ăștia vor merge până acolo. Dar cred că vor avea nevoie de niște trupe mai bune la un moment dat. Cred că vor putea primi trupe mai bune și pe acolo. Sau cel puțin asta sper. Îi vom trimite până în orașul ăsta, pe care eu sper că îl voi putea repara. Asta până să ajungă ei pe acolo. Totuși, mai am pe aici ceva de făcut. Ok, flota mea cred că ar putea să se bată cu flota aia. Da, cu siguranță va putea să se bată. Deși, cred că tipii ăștia ne vor ataca teritoriul sau flota. Indiferent ce vor ataca, nu vor avea cine știe ce succes. Iar noi acum, cred că putem încheia tura. Da, cu siguranță vom putea încheia tura. Ok. S-ar putea să avem probleme. Deși nu știu exact. Totuși, ar fi o idee bună să mă retrag. Îi lăsăm să ne atace provincia. Mult mai bine decât să-mi pierd generalul.
ok, ne atacă aici un teritoriu. Și din fericire pentru mine am o garnizoană consistentă. Voi rezolva lupta asta automat. Ok, se pare că cineva a murit. Nu știu exact cine a murit. S-ar putea să-mi fi murit spionul, pentru că avea undeva la 69 de ani. O viață întreagă pe teritoriul Romei. Asta este ceva. Plus că spionul ăsta chiar este primul meu spion și a fost cel mai utilizat personaj al meu, cel puțin dintre agenți. Ok, o să mă interesez ce s-a întâmplat. A, nu! Se pare că a murit Junius Brutus, liderul casei Iunia, cred. House of Papiria. Îl numim pe băiatul ăsta aici și îl vom pune la treabă cât de curând. Prima chestie, atacăm corabile astea și eliminăm definitiv rebelii. Foarte bine. We still have a good wind. Băiatul ăsta va primi și el câte ceva pe aici. Foarte bine, eu va trebui să studiez o altă tehnologie. Irigații îmbunătățite sau Siege Tower. Cred că Siege Tower o să fie o chestie destul de faină. Totuși, cred că noi o să ne oprim aici cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!